În ultima sesiune de depunere de proiecte pe măsura 112, instalarea tinerilor fermieri, Camera Agricolă Dâmbovița a primit doar 19 documentații, un număr mult prea mic comparativ cu sesiunile anterioare. În total, 101 dâmbovițeni au depus proiecte pe această măsură la Oficiul Județean pentru Consultanță Agricolă, mai puțin de jumătate din numărul de cereri înregistrate în sesiunea din vara anului trecut. În decursul acestei sesiuni s-au introdus câteva condiții noi care beneficiarii trebuiau să le respecte. Și din acest motiv, mulți nu au îndeplinit aceste condiții și nu s-au mai încadrat pentru a depune proiecte pe această măsură în această sesiune. Dar lucrurile se vor rezolva în momentul în care va începe înscrierea la APIA pentru cererile de plată, începând cu 1 martie, când noi am sfătuit și sfătuim și de acum încolo să ia legătura cu consultanții noștri pentru a-i consilia în vederea înscrierii la APIA într-un mod corect și în concordanță cu realitatea din teren și realitatea specificată în registru agricol de pe raza comunelor de domiciliu. Următoarea sesiune va avea loc în luna iunie acestui an și va avea prevăzută o sumă de aproximativ 121 de milioane de euro. Specialiștii Camerei Agricole Dâmbovița estimează că în această sesiune cel puțin 50 de dâmbovițeni vor solicita fonduri pe această măsură.